Andrei Năstase și campania care este pornită. Regret astfel de campanie în general. Dar în același timp, toți cei care ne-am asumat un anumit rol public și jucăm un anumit rol în disputele politice, trebuie să acceptăm și faptul, indiferent că ești la putere sau că ești în opoziție, că riscăm și astfel de campanii. Nu trebuie să fim decât să fim tari, într-o anumită solidaritate. Regret, repet, campaniile pornite de genul ăsta, indiferent că este vorba de Andrei Năstase sau că este cineva de la guvernare și de la opoziție, dar se pare că trăim anumite timpuri în societatea Republicii Moldova care presupun și astfel de ieșiri. Se mai întâmplă și în alte state, mult mai bogate în exercițiu democratic, și se mai întâmplă și cu alți lideri și din alte țări, dar acuzațiile aduse în adresa Partidului Democrat, noi ne-am obișnuit că suntem învinuiți și acuzați de absolut tot ce se întâmplă, indiferent că e cutremur dimineața sau că plouă după masă, în toate e de vină Partidul Democrat și liderul acestora, a democraților. Rezistență, dragă Andrei, și cu siguranță, cu răbdare, se depășește astfel de momente jenante.